Domnilor și domnilor, bine ați venit la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova. În continuare, urmează declarații de presă susținute de viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, și Ann Linde, președinta în exercițiu a OSCE, ministra Afacerilor Externe a Suediei. Stimate domnule ministru, aveți cuvântul. Stimată doamnă ministru, dragă Ann, îmi face o deosebită plăcere să vă găzduiesc la Chișinău. Dear Madam Minister, dear Ann, I'm very glad to host you here in Chișinău. Este a doua dumneavoastră vizită la Chișinău anul acesta. This is your second visit to Chișinău this year. Fapt care ne permite să conferim o viteză și o intensitate bună pentru dialogul nostru pe trei dimensiuni. Which allows us to say that there is good speed and intensity to our three-dimensional dialogue. Atât în plan bilateral pentru relațiile moldo-suedeze, cât și pentru discuțiile pe care le avem noi ca țară cu statele membre ai Uniunii Europene pe agenda integrării europene. Both for our bilateral relations between the Republic of Moldova and Sweden and in terms of the discussions that we have with the EU member states concerning European integration of the Republic of Moldova. Și evident pe linia Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, președinția care este deținută de către Suedia anul acesta. And of course on the line of the OSCE, this year Sweden is holding the position of the chairperson in office. Am mulțumit pe doamna ministru pentru sprijinul oferit de Suedia pentru Republica Moldova, pentru parcursul european a țării noastre în practic ultimele trei decenii aproape. I thank Madam Minister for the support which was provided to the Republic of Moldova to our European path for almost three decades already. Suedia a fost alături de noi în momente bune și mai grele ai existenței țării noastre. Sweden was there for us during the good and bad times of the existence of our country. Ne-a sprijinit în procesul de reforme, dezvoltarea economiei, reforma justiției. It supported us in the process of reforms in development of economy, in justice reform. Și evident în eforturile noastre de a construi o țară europeană aici și de a apropia țara noastră de Uniunea Europeană. And of course in our efforts in building a European country here and in bringing our country closer to the EU. Evident, parteneriatul estic a fost unul din aceste instrumente care au permis apropierea Moldovei de Uniunea Europeană și Suedia a fost unul din statele care a inițiat acest parteneriat. Eastern Partnership was one of the instruments which allowed for approximation of our country with the EU, and Sweden was one of the countries which initiated this instrument. Datorită acordului de asociere zonei de liber schimb cu Uniunea Europeană, realizat în cadrul parteneriatului estic, Republica Moldova este mult mai integrată în spațiul european decât era acum un deceniu. Thanks to the association agreement and DCFTA, which were organized under the framework of the Eastern Partnership, the Republic of Moldova is much more integrated in the European space compared to what it used to be 10 years ago. Și aceste realizări se datorează inclusiv sprijinului pe care l-am primit din partea Suediei. And all these achievements are there also thanks to the support that we have received from Sweden. Dar ne dorim mai mult, am discutat și niște eventuale modalități de cooperare în perspectiva președinției suedeze a Uniunii Europene din 2023. But we want more and we also spoke about the eventual cooperation in perspective of Swedish chairpersonship in the European Council in 2023. Noi sperăm că această președinție va oferi o șansă de a mai avansa în intensificarea și aprofundarea dialogului cu Uniunea Europeană. We hope that this chairpersonship will help us intensify and deepen the dialogue with the EU. Am discutat mai multe subiecte legate de integrarea europeană, de politica externă, dar inclusiv și promovarea egalității de gen. We spoke about various issues related to European integration, foreign policy and also gender equality promotion. O prioritate importantă pentru politica externă suedeză, dar și pentru societatea noastră, și vedeți că instituțiile politice din Republica Moldova, atât în Parlament, cât și președinție, cât și primul ministru, plasează Republica Moldova pe un loc decent în acest domeniu. This is an important point in foreign policy of Sweden and it's also important for our society, and you can see that the parliament, the government, the presidency of the Republic of Moldova place the country on a decent position in this sense. Am mulțumit
Suedia și pe doamna ministru pentru sprijinul suedez pentru mai multe proiecte care ne ajută să dezvoltăm Republica Moldova. I also thank Sweden and Madam Minister for a range of projects that help us develop the Republic of Moldova. Inclusiv centrul de excelență Techville din Chișinău în care s-au investit peste 2 milioane de euro. Including the Center of Excellence Techville in Chișinău, more than 2 million euro have been invested in this center. Dar și proiecte care fortifică și ajută școlile în mai multe localități din Republica Moldova, inclusiv Cahul, Leova, Taraclia și Cantemir. And there are also projects that consolidate and help schools in the Republic of Moldova in various regions of it, including Cahul, Leova, Taraclia and Cantemir. Inclusiv sprijinul suedez pentru Startup City din Cahul, care permite dezvoltarea capacităților în era economiei digitale la nivel local. Also there is support for Startup City in Cahul, which allows the development of economy in the digital era. Și vreau țin să mulțumesc pentru faptul că acest sprijin suedez este resimțit în localitățile Republicii Moldova. And I would like to thank you for the fact that we feel Swedish support in the communities of the Republic of Moldova. Avem și investitori suedezi importanți în mai multe domenii. We have important Swedish investors in various spheres. Care angajează cetățenii ai țării noastre, vin cu investiții, creează locuri de muncă, plătesc impozite. They hire citizens of our country, they invest in our country, they create jobs, they pay taxes. Și transferă inclusiv know-how și ne ajută să dezvoltăm economia țării noastre. And they transfer know-how to our country and help us develop the economy of the country. Evident, am discutat și mai multe subiecte legate de președinția suedeză a OSCE și reglementarea transnistreană. We also discussed various issues related to Swedish chairpersonship in the OSCE and Transnistrian settlement. Evident, am reiterat poziția Republicii Moldova că noi vedem reglementarea problemei transnistrene în baza integrității teritoriale a Republicii Moldova. We, of course, reiterated the position of our country that we see the integration of our country based on its territorial integrity. Cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în regiunea transnistreană. With respect for fundamental human rights and freedoms in the Transnistrian region. Cu retragerea trupelor străine aflate pe teritoriul Republicii Moldova. With withdrawal of foreign troops which are on the territory of the Republic of Moldova. Și distrugerea munițiilor actualmente stocate în această regiune, care constituie un risc major pentru populația din această regiune. And with disposal of the munitions which are currently stocked in this region. These munitions are a danger for the population of the area. Am reiterat sprijinul nostru pentru continuarea promovării măsurilor de întărire a încrederii între cele două maluri ale râului Nistru. We reiterated our support for the confidence building measures between the two banks of Nistru. Și credem că aceste măsuri trebuie să ducă la îmbunătățirea condițiilor de viață pentru concetățenii noștri din întreaga Republică Moldova de pe ambele maluri ale râului. And we believe that these measures should bring to improvement of quality of life of people who live in both banks of Nistru. Inclusiv prin îmbunătățirea condițiilor de funcționare a școlilor cu predare în grafie latină. Also by improving the conditions of functioning for the Latin script schools. Și aici voi încheia, dar înainte de a o face, vreau să mulțumesc Suedia pentru rolul foarte activ pe care îl joacă în transferul și solidaritatea internațională în combaterea pandemiei. I will conclude at this point, but I will first thank Sweden for a very active role that it plays in transfers and in countering the global pandemic. Suedia este unul dintre cei mai activi promotori ai solidarității internaționale în distribuția vaccinelor prin platforma COVAX. Sweden is one of the most active promoters of international solidarity in distribution of vaccines via the COVAX platform. Promotor și donator. It is a promoter and a donor. Acest efort suedez salvează vieți, inclusiv în Republica Moldova. This Swedish effort saves lives also in the Republic of Moldova. Aceste vaccinuri ne permit, după cum spuneam, să salvăm vieți, dar și eventual să minimizăm, reducem impactul negativ al pandemiei pentru economie. The vaccines, as I said, help us save life
and also reduce the negative impact of the pandemic on the economy. Și vă mulțumesc inclusiv pentru această solidaritate cu cetățenii Republicii Moldova. And I thank you for this solidarity with the citizens of the Republic of Moldova. Thank you very much, dear Foreign Minister, dear Nico. It's a pleasure to be back in Chisinau. I'm primarily here as chairperson in the office of the OSCE, but of course we also have discussed issues of bilateral relevance and of the EU issues. Our country has a long line of excellent relations, and Sweden is one of Moldova's major long-term reform partners. Therefore, with the new government of Moldova installed, it is important for me to reiterate the Sweden's strong support to Moldova's democratic reform and its efforts for the European future. I was impressed to learn more about the ambitious reform agenda of the Moldovan government. The strong mandate that is given to the government by the people of Moldova is very encouraging for all of us who stand ready to support the continued reform process. Sorry, should you? Then I may be too long. Sorry. Stimate domnule ministru de externe, dragă Nicu, este o plăcere să mă aflu aici în Republica Moldova și într-adevăr m-am aflat aici în două posturi, în postura de președinte în exercițiu OSCE și în postura mea de ministru de externe. Și noi într-adevăr am discutat subiecte care țin inclusiv și de relațiile noastre bilaterale. Avem parte de o istorie de durată excelentă, de niște relații foarte bune și având în vedere faptul că a fost instalat noul guvern, trebuie să reiterez suportul Suediei pentru reforme democratice care au fost puse în plan și pentru ambiția europeană. Am fost impresionată, de fapt, de agenda care a fost pusă în față de către guvernul actual în ceea ce privește acțiunile planificate. Today we have discussed how Sweden and the EU can best support the government's efforts. I'm also happy to learn that Minister Popescu also sees gender equality as an important issue. Excuse me, which one? Gender equality. Astăzi am discutat modul în care Suedia și Uniunea Europeană ar putea sprijini cel mai bine Guvernul Republicii Moldova în acțiunile propuse și mă bucur foarte mult că domnul ministru a menționat faptul că egalitatea de gen este un subiect important. We also look forward to the Eastern Partnership Summit in December. The summit should send signals of the importance of the EU-Moldovan partnership as well as our joint commitment to democracy. Sweden will remain a staunch supporter of Moldova's European ambitions within the partnership. De asemenea, așteptăm cu interes summitul parteneriatului estic care urmează să aibă loc în decembrie. Summitul respectiv trebuie să transmită un mesaj puternic privind faptul că Uniunea Europeană și Republica Moldova sunt parteneri puternici și trebuie să exprimăm angajamentul nostru comun de a promova Republica Moldova în calea integrării europene. Today, in my role as chairperson in office of the OSCE, I will meet the Moldovan president, prime minister, deputy prime minister for reintegration, as well as the Transnistrian leadership. Și astăzi, în rolul meu de președinte în exercițiu OSCE, voi avea întrevederi cu președinta țării, cu prim-ministra, cu viceprim-ministru pentru reintegrare și cu liderii din regiunea transnistriană. I look forward to speak more in detail of these meetings later, after they have taken place at the press briefing in the airport this afternoon, 5:45. Aștept cu interes posibilitatea de a vorbi în mai multe detalii cu referire la aceste întâlniri mai târziu, după ce aceste întâlniri au avut loc în cadrul briefingului de presă care va avea loc la aeroport. I look forward to the cooperation, the further cooperation with the Moldovan government, but bilaterally within the EU and within the framework of the OSCE. Thank you very much. Aștept cu interes de asemenea continuarea cooperării cu Guvernul Republicii Moldova, atât la nivel bilateral, cât și în cadrul Uniunii Europene și în cadrul OSCE. Vă mulțumesc foarte mult! Stimată doamnă ministru, stimate domnule ministru, vă mulțumim foarte mult pentru declarațiile dumneavoastră. Stimați colegi din media, declarațiile de presă s-au încheiat. Vă mulțumim pentru prezență, vă dorim o zi bună!